Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profonang. Suntem de nou la treabă. Andrei a sosit. Așadar, Andrei a propus să continuăm testul acela. A fost un test, nu? Da, o variantă de bacalaureat. Varianta 1 aici, băi. Da, da, păi fix varianta. Varianta 1. 1, 1. Tip bacalaureat, nu? Varianta 1. Da. Și să zicem M1, nu? Da. M1. Și am făcut subiectul 1, nu? Da. S1, acolo, să da funcția f de x egal cu x pătrat parte minus 2x plus 3. Minus 2x plus 3. Și f definită pe f cu valori în r. Și s-a pus să calculăm suma S. S egal cu F de 1 plus F de 2 plus puncte, puncte, plus F de 10 sau de 9. De 10, da? De 10, da. Da, F de 10. Și am găsit noi că ar fi egală 35. Da, da, 35. Cei care vor să vadă subiectul 1, n-am decât să vadă lecția anterioară. Acolo am făcut noi o recapitulare la tot ce a însemnat analiza combinatorică, sume, Gauss, sume pătratelor, sume cuburilor. Subiectul 2. Ies 2. Subiectul 1 e chestiune 1 și... Așa. Subiectul 1 și am făcut chestiune 1, nu? Da, da. Subiectul 1. Așa. Ies 1. Și aici am făcut 1. Da. Da? 2. Să se calculeze modulul numărului complex, radical din 7. Să se calculeze modul din Z, unde este egal cu Z egal cu radical din 7 plus 2i, radical din 7 plus 2i, da. Supra 2 minus radical din 7 ori i. Supra 2 minus radical din 7 ori i. Deci să găsim modulul numărului complex. Hai să amintim o serie de lucruri aici. Dacă z este dat sub forma de a plus i b, la forma algebrică, da? Z egal cu a plus i b, atunci modul din z, modul din Z este egal cu cine? Mai amintește? Radical din a pătrat, pătrat plus pe pătrat. Distanța de la origine până acolo, nu? Radical din a pătrat plus pe pătrat. Ce aș mai putea să remarc? Z barat, conjugatul, este A minus IB. Da? Deci Z barat, conjugatul, este A minus IB. A se numește partea reală. Da? Deci A este real de Z. Iar B, imaginar de Z. B egal cu imaginar de Z. Deci partea reală și partea imaginară. Imaginea unui număr complex este un punct în plan. Da. De coordonate A și B. Da? Dacă așa stau lucrurile și modul din Z înseamnă radical din a pătrat plus B pătrat, ar trebui să-l așezăm pe ăsta sub forma aceea. Ceva plus I ori altceva. Și să facem modulul său. Să aplicăm conjugata, să vedem ce se întâmplă. Egal mai departe cu radical din 7 plus 2I, totul pe lângă 2 plus radical din 7. 2 plus radical din 7 ori i, aplicăm conjugatul, adică, da. Nu? Conjugatul numărului, deci 2 minus radical din 7 i. Ca să scăpăm de partea asta de jos, o să vedem ce se întâmplă repede. Deci 2 minus radical din 7 i, 2 plus radical din 7 i, și face egal mai departe, sus ne apucăm să mulțim, vine cât? 2 radical
radical din 7 plus 2 radical din 7 plus 7i, plus 7i, da? Plus 4i, plus 4i, plus, nu, minus 2 radical din 7. 2 radical din 7, i pătrat e minusul, da? Minus 2 radical din 7, totul supra 4 plus 4 plus 7 fără i. Fără i, tocmai, i pătrat face minus 1, deci de aceea ai zis tu 4 plus radical plus 7. Deci 2 radical din 7 cu minus 2 radical din 7, da. Și 4 plus 7, 11 i. Supra 11, simplificăm și facem doar i. Iată că z a fost organizat în varianta i. I, pur și simplu. După ce s-a aranjat, z egal cu i. Adică poate să fie mai departe 0 plus i. Nu? 1 i. 0 plus 1 i. Și atunci modul din z, modul din z, cine va fi? Radical din a pătrat plus b pătrat, 0 plus 1, 1. Terminat, ești. Deci, fiindcă vine vorba de numere complexe, sub formă algebrică, deci, iată așa lucrăm, însă, în situațiile în care avem posibilitatea să trecem la un unghi din formă algebrică, formă trigonometrică, o facem fără să stăm pe gânduri. Deci dacă ți-aș da așa, fie numărul complex z egal cu 2, nu, 1 plus i totul la 3, totul supra 1 plus i radical din 3, totul la 5. Acest număr complex, să se calculeze numărul acesta, să găsească forma algebrică. Adică, concret, cum te descurci, cum faci calcul. Putem ridica la 3, putem ridica la 5, până la urmă se așează formul așa, mulțim conjugata, e o treabă care consumă ceva timp. Dacă însă o să iau z1 egal cu 1 plus i și pe z2 egal cu 1 plus i radical din 3 și dacă trec de la forma algebrică la forma trigonometrică, lucrurile se simplifică foarte mult. Iată cum. Z1 ăsta în forma trigonometrică este așa, z1 egal cu modul din z1 pe lângă cosinus de alfa plus i sinus de alfa. Mai exact. Hai să reprezentăm pe z1. Cum o facem? Facem repede sistemul de axe, nu? Și avem partea reală 1 și partea imaginară 1, da? X-ul e 1 și y-ul e 1. Iată că aici este punctul. M de coordonate, M1, hai să zicem, de a fix Z1. În loc să spun de coordonate 1, 1, zicem de a fix Z1. Deci, pot să deam să spun M1 de coordonate 1, 1. Dar am făcut-o de a fix Z1. Ei, numărul complex acesta, de coordonatele sale, e foarte bine precizat. Dar tot atât de bine precizat și de modulul său, distanța, și atunci s-a dus și pe un cer de rază 1, la care dacă adaug unghiul, gata, l-am fixat. Deci punctul M1 este determinat de modulul, distanța de la origine până la punct, și de unghiul pe care îl face cu axa X-ilor. Argumentul numărului complex, poate numele. Și atunci o să zicem așa. În cazul de față, modul din Z1 cât este? Modul din Z1 este... Radical din 2... 1 și cu 1, radical din 2, da. Așa. Iar alfa egal cu arctangentă este argument. Argument de
Z1 și egal cu arc tangentă de BPA. Adică tangenta e cateta opusă supra cateta alăturată și inversa, unghiul este arc tangentă de 1 pe 1. Arc tangent de 1, cât este? Pi pe 4. De fapt, se vede că unghiul pe care îl face, perpendiculară, pi pe 4 este, da? Și atunci Z1 va fi aranjat. Z1 este aranjat în varianta trigonometrică, radical din 2, pe lângă cosinus de pi pe 4, plus i sinus de pi pe 4. În felul ăsta am trecut la forma algebrică, la forma trigonometrică. Hai să luăm și pe Z2. Luăm și pe Z2. Și Z2 este egal cu modul din Z2 cosinus de beta plus chisin de beta, da? Unii beta este argumentul unghiului respectiv, numărul complex. Egal mai departe cu modul din Z2 a pătrat plus b pătrat, adică 2, da? 2 pe lângă cosinus de. Pentru asta facem imaginea geometrică repede. Deci, observăm că x-ul e 1, y-ul radical din 3, x-ul e 1, y-ul radical din 3, 1 și ceva. Cam asta este unghiul. Deci, e 2 de coordonate 1 și radical din 3, sau foarte bine, e 2 de coordonate de afix Z2. Da? E 2 de afix Z2. Modul am zis că e 2. Unghiul este 60 de grade, ar fi. Se vede foarte bine asta, da? Ne amintim că beta asta este arc tangentă, arc tangentă de B pe A, de B, adică radical din 3 pe 1, radical din 3 supra 1, și egal cu arc tangentă de radical din 3, și tangenta radical din 3 la pi pe 3. Pi pe 3. Adică la 6 de grade. Și acum Z2-ul arată așa. Z2 e egal cu 2 pe lângă, am lăsat să mai știu, 2 pe lângă cosinus de pi pe 3 plus i sinus de pi supra 3. Vezi? Am aranjat numărul acesta complex. Z1 e radical de 2 pe lângă cosinus de pi pe 4 plus i sinus de pi pe 4. Iar Z2, 2 pe lângă cos de pi pe 3 plus sin de pi pe 3. De ce am preferat să mă duc în forma algebrică, în forma trigonometrică? Pentru a să evita la puterea a treia, după primul Newton, sau puterea a cincea, când nu se împart, conjugată, nu știu ce. Pentru că eu am niște proprietăți. Hai să le vedem. Proprietăți. De la numere complexe. Sub formă trigonometrică. Proprietăți ale numerelor complexe sub formă trigonometrică. Și 1. Dacă Z1 egal cu, să ne închipuim, Z1 este egal cu modulul său, R1, hai să zic, modul din Z1, pe lângă cosinus de alfa 1 plus I sinus de alfa 1, iar Z2 egal cu modul din Z2 pe lângă cosinus de alfa 2 plus I sinus de alfa 2, atunci Z1 ori Z2, proprietățile pe care le am, sunt următoarele. Cum se mulțesc? Se mulțesc modulii și se adună argumentele, da? Z1. Deci, prima proprietate. Z1 ori Z2 egal cu modul din Z1 ori modul din Z2 pe lângă cosinus de alfa 1 plus alfa 2 plus i sinus de alfa 1 plus alfa 2. Deci se mulțesc modulii și se adună argumentele. 2. Z1
împărțit la Z2, cum se împart? Se împart modulii de Z1 pe Z2, modulii Z1 pe modulii Z2, pe lângă cosinus de alfa 1 minus alfa 2 plus I sinus de alfa 1 minus alfa 2. Deci cum se înmulțesc două numere complexe în formă trigonometrică? Se înmulțesc modulii și se adună argumentele. Da. Se împart modulii și se scade argumentele, da? Cum se ridică un modul la o putere? Un Z1 la I. Se ridică modulul la putere și unghiul se multiplică. Da? De atâtea ori. Așa sunt lucrurile și de extragerea rădăcinii, da? Așa sunt lucrurile. Hai să ne întoarcem la exercițiul pe care l-am luat ca model. Și avem aici egal cu 1 plus i, adică Z1, care este, cât am spus noi, că e radical din 2, pe lângă cosinus de pi pe 4, plus i sinus de pi pe 4, totul la puterea a 3-a. Da? Și celălalt, dedesubt, totul așa. Așa trebuie să scriu, da? Și dedesubt, e 2 pe lângă cosinus de pi pe 3 plus i sinus de pi pe 3 și toată asta la puterea a 5-a, nu? Am zis, parcă așa. Care va fi egal mai departe cu cine? Modulul la radical din 2, o să avem radical din 2 la puterea a 3-a, pe lângă cosinus de 3 pi pe 4, plus i sinus de 3 pi pe 4, da? Și jos, 2 la 5-a, pe lângă cosinus de 5 pi pe 3, 5 pi supra 3, plus i sinus de 5 pi supra 3. Și iată, mai departe, egal cu radical din 2 la a 3-a înseamnă 2 radical din 2. Da? 2 radical din 2. 2 radical din 2. Și ca să nu mai pierd timpul, 2 radical din 2 supra 2 la a 5-a. Așa, 2 la a 5-a. Și cum se împart două numere? Cum se scade argumentele, da? Deci, pe lângă cosinus de 3 pi pe 4 minus 5 pi pe 3, da. 5 pi pe 3, plus i sinus de același lucru. Sinus de 3 pi pe 4 minus 5 pi pe 3. Și egal cu, de fapt, puteam să zic aici 2 la puterea 3 pe 2, că da. Am, da? Deci 2 la 3 pe 2, știm de ce, nu? Că da, indice radicalul, supra 2 la 5-a, pe lângă, cosinus de 9 minus 20, minus 11, nu? Da. Minus 11 pi supra 12. Așa e? Da. Da. Plus i sinus de același lucru. Plus i sinus de același lucru de 11, minus 11 pi supra 12. Și egal mai departe cu am să zic 2 la puterea 5 minus 3 pe 2, deci 1 supra, da? 2 la 5 minus 3 pe 2 minus 3 pe 2, dacă la numitor suntem. 10 minus 7 pe 7 pe 2, nu? 2 la puterea 7 pe 2. Și funcția cosinus este funcție pare, nu ține cont de minusul din argument, 11 pi supra 12, iar sinusul este funcție impare, minus i
sinus de 11 pi supra 12. Și cu asta am făcut calculul rapid. Ăsta este numărul complex care trebuia să-l găsim. Dacă ne-am fi dus pe calea prin calcul algebric, am fi avut foarte mult de lucru. Chiar foarte, foarte mult. Așa, sub formă trigonometrică, lucrurile se simplifică, șansele sunt mari de a ajunge în număr mai rapid la rezultat. Acum, dar nu se mai transmit în direct? Nu, păi sunt niște probleme acolo. Am sunat eu, nu să știam dacă... Dar a dat drumul la cap. Eu zic că am dat. Aparcă da, da. Trebuie ca și sigur. Da, 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 bine faci. Da, să înregistrează. Așadar, am abordat subiectul al doilea, mai mult decât a cerut autorul. Ne-am amintit o serie de lucruri, nu? Numerele complexe sub formă algebrică și sub formă trigonometrică. Da. Și lucru efectiv. Pe modelul acesta am putut să ne reamintim operații cu numere complexe cu trigonometrică. De ce este avantajos să avem și forma asta trigonometrică? Răspunsul ne ușurează foarte mult calculul. Da. 3. Da, să se rezolve ecuație. 3. Să se rezolve ecuația. 16 lungare prima de 9 din 2. De 16. Logarit prima de 9 din 2 ori x. Ori din 2. Ori x. Programează așa, ori x. Da. Minus 3 logarit prima de 3 din x. Logarit prima de 3. Din x. X minus 1 egal 0. Idei. Păi să aducem acel logaritm în bază 9 să punem în bază 3 și 1 să scriem ca logaritm în bază 3 din 3. Deci asta e un număr, practic. Da. Nu? Deci avem numărul ăsta ca și coeficient. Da. Sau e din 2x. Ia, asta mă interesează. Logaritmul baza 9. Logaritmul baza 9 din 2. Nu am încălat, tu știi. E 9 din 2 și tot da. 2x. Dar poate e logaritmul pătrat. 2 acela e mai sus la exponent? Da. Da, e la exponent. Păi așa. Deci așa, așa. Logaritm pătrat baza în baza 9 din x. Așa, da. Eram într-o situație delicată, să știi, mă uitam la el destul de trist. Deci logaritm pătrat în baza 9 din x minus 3 logaritm în baza 3 din x minus 1 egal cu 0. Să facem logaritm logaritm baza 3 din x în logaritm baza 9. Da. Și să notăm cu un T, logaritm baza 9. Sigur că da. Deci ne amintim, logaritm baza A din B, logaritm baza A din B, egal cu logaritm într-o nouă bază care hotărâm noi C din B, supra logaritm în noua bază C din A. Asta e formula de trecere dintr-o bază în alta. Am trecut din baza A în baza C. Tu ai spus să pe logaritm baza 3 din x, să-l trec în baza 9. Și atunci vin logaritm baza 9 din x. Da, supra logaritm baza 9 din 3. Din 3. Și egal mai departe cu logaritm baza 9 din x lăsăm, nu? Da. 9 din x supra logaritm baza 9 din 3, cum să-l fac? Acela să scriem ca 3 la 2. Da. Și 2-ul... Păi, nu-i... A, nu-i... A,
trei la a doua. Era o proprietate de ceva. Da, dar nu se leagă aici. Că nu-i trei la a doua. Da. Și este exponentul față pe vreo proprietate de acolo. Trebuie să-l facem. Deci, ideea, formula aceea e corectă. Nu trecem baza 3 în baza 9, zis tu, ca să ai pe aici. Și acum suntem blocați aici. Lucrăm baza 9 din 3. Hai să-l trecem pe ăsta în baza 3 din 9. Și pe ăla lăsăm singur acolo. Deci, e cam mai departe cu... Luăm deoparte. Hai să-l luăm deoparte, da? Deci o să zicem logaritm în baza. Logaritm baza 9 din 3. 9 din 3 egal cu logaritm baza 3 din 3. Da. Super logaritm baza 3 din 9. Așa. Egal cu logaritm baza 3 din 3. Cât faci? 1 pe 2. 1 pe 2, da? 1 pe 2. Deci asta este 1 pe 2. Supra 1 pe 2. Care înseamnă 2 ajunge sus, nu? Da. Deci va face 2 logaritm în baza 2 logaritm în baza 9 din x. 2 logaritm în baza 9 din x. Așadar, exercițiul de linie. Echivalent, te rog să vorbești tu. 16 logaritm pătrat în baza 9 din x. Da. Minus 6 logaritm în baza 9 din x. 6 logaritm în baza 9 din x minus 1 egal cu 0. Notăm logaritm baza 9 din x. Notăm logaritm baza 9 din x. La puncte. Da. 16 pe pătrat. 16 pe pătrat. Minus 6 pe minus 1. Egal cu 0. Pe 1, 2. Egal cu 6. Hai să o luăm pe jumătate. Nu mai știi formula pe jumătate? Deci jumătatea lui B e 3. Da. Deci vine 3 minus, dar ai deja minus 3 plus minus radical din 9 minus AC. AC. Minus AC. 16 plus 16. Supra A. Supra 16. Nu 2A. Da. S-a făcut simplificarea asta. 3 plus minus 5. Deci egal cu 3 plus minus 5 pe 16. Totodată T1 egal cu 1 pe 2. 8 pe 16, 1 pe 2. Și T2 egal cu minus 2 pe 16, minus 1 pe 8. Ne întoarcem la substituții și avem logaritm în baza 9 din x egal cu 1 pe 2, echivalent cu? X egal cu 9 la 1 pe 2. X, deci, X egal cu 9 la 1 pe 2, adică e egal cu? Radical 9, adică radical din 9, 3. Și cealaltă, sau, logaritm în baza? 9 din X egal cu minus 1 pe 8. Logaritm 9 din X egal cu minus 1 pe 8. X egal cu 9 la minus 1 pe 8. X egal cu 9 la puterea minus 1 pe 8. Și egal cu? Când avem exponent negativ, înseamnă că va fi egal cu 1 supra 9 la 1 pe 8. Așa scădem, nu? Scăpăm din minus. Și pe 9 îl putem scrie ca 3 la a doua. Deci egal mai departe cu 1 supra 3 la a doua totul la 1 pe 8. Și face? 3 la 1 supra 1 supra 3 la 1 pe 4. Adică egal cu 1 supra radical din 4 din 3. Așadar, ecuația de mai sus are două soluții. X1 odată
o primă valoare X1 este, cât am zis, 3. Și X2 egal cu 1 pe radical din 4 din 3. Da? Cele două soluții, X1 și X2. Asta a fost varianta pe care ai propus-o tu. Eu aș încerca să mă duc în baza 3 deodată. Deci unul ăsta din baza 9 mă duc în baza 3. Și mergea destul de bine ieșițiu. Iată să vedem cum. Deci luam pe logaritm baza 9 din x egal cu logaritmul noua bază 3 din x supra logaritm baza 3 din 9 și egal cu logaritm baza 3 din x supra 2. Dar noi nu avem logaritm pătrat. Deci de aici rezultă că logaritm pătrat în baza 9 din x este egal cu ce am găsit la pătrat. Logaritm baza 3 din x supra 2, totul la pătrat. Logaritm pătrat în baza 3 din x supra 4. Și atunci ieșița ar fi devenit 16 ori logaritm baza 3, logaritm pătrat în baza 3 din x supra 4, minus 3 logaritm baza, cât? Logaritm baza 3 din x, minus 1, egal cu 0. 16 cu 4 simplificăm și iată un 4 aici și ecuația devine 4 logaritm baza 3, logaritm pătrat în baza 3 din x, minus 3 logaritm baza 3 din x, minus 1, egal cu 0. 4t pătrat. Și atunci devine deci 4t pătrat minus 3t minus 1 egal cu 0 și atunci zicem t1 2 este egal cu 3, 3 minus radical 9 plus 4 9 plus 4ac 4, 4, 16 supra 2a 2 ori 4, 8 este egal cu 3 plus minus 3 plus minus 5 totul supra 8 și vine 3 plus 5 8 pe 8, 1 de ce ne dă 8? Da, probabil că dincolo era în baza 9 ăsta e motivul deci 3 plus 5, 8 odată T1 egal cu 1 și T2 egal cu minus 1 pe 4. Și ne uitam și la substituții. Logaritm baza 3 din x egal cu 1 rezultă x egal cu 3, nu? Da. Și logaritm baza 3 din x egal cu minus 1 pe 4 x egal cu 3 x2 egal cu 3 la puterea minus 1 pe 4 adică 1 supra 3 la sau la 4 din 3. Același lucru, nu? Da. Da. Parcă am mers mai rapid aici. Dacă... Acolo trebuie să ne întoarcem înapoi. Să ne întoarcem baza 3, de acolo. M-am bârbuit un pic pe varianta cealaltă. Da? Deci, ecuația am văzut-o în două moduri. Important era să fii inspirat cu trecerea dintr-o bază în alta, care să, și odată ce te-ai decis, să urmărești până la capăt. Asta a fost ecuația. Să vedem a patra chestiune. Câte sunt aici? 5, 6? Sunt 6, dar 5 l-am făcut eu. Adică mi-a determinat bine ar fi ca tu să te uiți pe subiectul ăsta, să spui, aici nu am știut să fac, asta n-am știut. Adică să încerci să ai un punct de vedere. Să se închipă că ai fi la lucrare, nu? Și să ai o reacție acolo. Da. 4.
determine numărul termenilor raționali. Să se determine numărul termenilor raționali. Raționali. Ai dezvoltări. Ai dezvoltări binomului, nu? Da, da. Radical de 3. Radical din 3. Plus 2 radical din 3 din 2. 2 radical din 3 din 2. Totul la puterea 100. Totul la 100. Dă-mi o idee. Știu că desfăceam binomul după combinări. Adică după binomul lui Newton, da. Nu? Se determină numărul termenilor. Câți termeni are, nu așa? Da. T în C plus 1. Deci, practic, aici avem, când dezvoltăm binomul, 101 termeni. Da. Da? Sunt 101. Dintre cei 101, o parte sunt raționale, adică nu au radicali. Și, așa cum spuneai, și că trebuia să vedem de formula termenului în general și așa, apoi, te capul suma aceea. Da, și la un dat ajungea K-ul la exponent și ca să putem vedea care sunt cei fără radical, trebuia să fie numărul par acolo. Depinde și, ce da, indice radical și acolo. Și hai să vedem. Pornim. Deci, TK plus 1, TK plus 1, egal cu cine era? Formula aceea, nu ne mai amintim. Atunci hai să încercăm să facem binomul lui Newton și de acolo să vedem formula termenului general. Cum A plus B, hai să plecăm așa, A plus B totul la N egal cu combinări de N la 0 A la N. Da. Combinări de N la 1 A la N minus 1 B. Da. Plus combinări de n la 2 a la n minus 2 pe la 2, plus puncte, plus combinări de n la k, a la n minus k, plus puncte, puncte, plus combinări de n la n, de la n, nu? E, ăsta al câtelea termen este aici? Al treilea. Al treilea. Ăsta al câtelea este? K plus 1. Asta era. T K plus 1. Deci iată că avem acum T K plus 1, formula o știm. T K plus 1 egal cu combinări de N la decât de K, A la N minus K, ori B la K. Și în cazul nostru, A-ul este radical din 3, B-ul e 2 radical din 3, din 2. Deci, ziceți noi, TK plus 1 egal cu combinări de 100, nu? Da. 100 luate câte K, radical din 3 totul la K, ori 2 radical din 2, da, la totul la N minus K, nu? La 100. No, au era la N minus K. Radical 3 era la N. Așa. Deci radical din 3 la 100 minus K. 100 minus K. Și aici vine la puterea K. Egal mai departe cu combinări de 100 față de K. 3 la 100 K pe 2. 3 la puterea 100 minus K pe 2, 3 la 100 minus K supra 2, ori 2 la K pe 3, 3 ori 2 la puterea K pe 3. Aici, pe 2 dacă îl bag, sub radical, va veni 2 la 3, și aici sunt 2, 2 la 4. 2 la puterea
a 4-a, la 2 la 4 pe 3 ar veni. Da. 4 pe 3, totul la K. Da? Eu deci mă gândeam să scriem pe radical din 2 în deci 3 totul la K, K, 2 la K pe 3 și să avem 2 la 4. Păi să vine 2 la 1-a ori 2 la K pe 3, nu? Da. A. 2 la 1 ori 2 la... Da, și se adună fiindcă... 2 la... dar nu-i 2 la 1-a, 2 la K este. A. Da, da. Hai și să luăm așa. 2 la 1-a ori 2 la 1 pe 3. 2 la 1-a ori 2 la 1 pe 3, da? Totul la K. Și-ar face... Cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Copiem baza și adunăm exponențe. Da. E 2 la K. 1 plus 1 pe 3, totul la K. Și faci 2 la 4 pe 3, totul la K. Și face, în final, 10 de matematică acum, la 10 te sun eu. Da? Bine, bine, salut. Face 2 la 4K pe 3. Așa. Deci 2 la puterea 4K pe 3. Tocmai așa spune. Da. 2 la 4K pe 3. Așa că voi spune 2 la puterea 4K pe 3. Și mai continuăm, egal mai departe, cu combinări de 100 luate câte K. Aici distribuim numitorul, da, 3 la puterea 50, minus K pe 2, așa, ori 2 la puterea 4K. 4 K pe 3, da? Da. Multe mult raționale. Ai putea să vezi aici o chestie care să, ca să fie rațional, înseamnă să nu mai fii cu radicale. Da. Atunci, cât ar trebui să fie K-ul ca să nu mai fie radical? Să nu fie fracția... Deci să dispară fracția asta. K-ul să se împartă și la 2 și la 3. Adică la cât să se împartă K-ul? La 6. Deci K trebuie să fie multiplu de 6. Deci de aici mai scriem TK plus 1, deci T indice K plus 1 egal cu combinări de 100 poate câte K 3 la puterea 50 minus K pe 2 ori 2 la puterea 4K pe 3 aparține lui Q, deci aparține lui Q, termenul așa, da, dacă și numai dacă, K egal cu multiplu de 6. Adică K să fie de tipul 6P. K o să fie de tipul 6P. Unde P ia valorile. Ia să vedem, dacă P-ul e 0, K-ul e 0. Și atunci se merge, nu? Da. P aparține mulțimii valorilor 0, 1, 2 și mai departe până unde mă duc eu. Să vedem. K plus 1 ăsta P
trebuie să fie mai mic egal, nu? K plus 1, să fie mai mic egal decât... Așa, cum făceam acolo în sistem. Nu, așa, TK plus 1. Termenul maxim. Termenul maxim din dezvoltarea binomului și zicei e mai mare, dacă ăsta din față e mai mic și el după el e mai mare. Era altă poveste acolo. Da. Dar aici trebuie să gândim că acest K plus 1 până unde se duce. Sau K, o simplu. K. Pot să zic și K. K mai mic egal decât 100, nu? K e mai mic decât, mai mic egal decât 100. Că se termină ultimul combinări de 100, ori decât 100. Da. Nu? Deci de ce? K trebuie să fie mai mic egal decât 100 și prin 0. Dacă e egal cu 0, nu? De 0 și 100. În cazul nostru, K-ul băgăm în interior și ei de parcă aș spune că 0 mai mic egal decât 6P mai mic egal decât 100. Simplificăm pentru 2 și ar veni că 0 mai mic egal decât 3P mai mic egal decât 50. Adică împărțim totul pe 3. 0 mai mic egal decât P, mai mic egal decât 50 supra 3. Și cât P-ul fiind număr natural, P număr natural, care ar fi ultima valoare? 50 împărțit la 3, cât ar face? 20. Nu. O dată. 3 în 5 odată. 16, virgulă, cât? 1,6 pe real. Deci 6 ori 3 ori 6 ori 18 și 3 ori 9. Și 1,6 16,6 în perioadă? Hai să vedem. Deci 50 împărțit la 6, da? La 3. Și merge o dată, 3, 20, 6 ori 3, 18, 20, 6 în perioadă, da? Și atunci? E 16. 16, nu? Da. Și de la 0 până la 16. Câte numere sunt de la 0 la 16? 17. 17 numere. Deci câți termeni raționari? Deci numărul termenilor raționali din dezvoltare, da? Din dezvoltare este egal cu 17. Da. 17 termeni sunt raționali din cei 101. Da, bine. Ce a fost aici? Hai să vedem încă o dată. TK plus 1. Da, TK plus 1. Scris formula. Deci autorul ce a vrut să vadă? Dacă știm formula. După aceea, aranjarea aceea sub forma asta și să sesizăm că K-ul, pentru ca să nu mai fie fracție, ca să nu fie rațional, deci trebuie să desfară fracțiile. Fracțiile înseamnă radicale. Da, da. Și atunci și K-ul trebuie să fie multiplu și de 2 și de 3. Și de 2 și de 3, deci de 6. Aici a fost toată chestia. Și de acum, ce înseamnă K-ul între cine? Între 0 și 100. Multiplul de 6. Aici am împărțit prin 6 și ne-am dat seama repede că sunt 17 termeni. Asta a fost ideea de lucru. Da? Altceva, cinciu. Să scriem așa ca idee, pe că l-ai rezolvat tu deja. Da? Să scriem ca să fie subiectul complet.
Da, cum sună? Să se determine valorile parametrului real A, pentru care punctele A, B, C sunt coliniare și se dau numele și C este... Deci se dau punctele A mare din coordonate. Minus 1 și 2 radical din 3. Deci a 5-a, da? A mare de coordonate minus 1 și 2 radical din 3. 2 radical din 3. P de coordonate 0 și radical din 3. 0 și radical din 3. Și C de coordonate A și 0. Și C de coordonate A și 0. Să se determine A, nu? Da, pentru care punctele sunt coliniare. Deci să se determine A așa încât A, B, C. Adică punctele să fie coliniare. Asta, dacă și mai dai, determinantul nu, este egal cu 0. Ca și cum ar zice, area triunghiului să fie 0. Să nu existe triunghi. Deci asta se întâmplă. Dacă și mai dacă determinantului minus 1, 2 radical din 3 și 1, 0 radical din 3 și 1 și A 0 și 1 0 și 1 se facă 0. 0. Și de aici găsim pe A 0. A rezultă A egal cu 0. Asta a fost 5 6. 6 și ultimul. Da. Subiect 1. Să se calculeze produsul scalar AB ori AC. Să se calculeze AB, vectorul, nu? Da, vectorul. AB ori AC. C. Știind că A de coordonate 2 și 1. Știind A este de coordonate 2 și 1. Că A de coordonate 2 și 1. B este de coordonate 6 și 4. 6 și 4. Și C de coordonate 5 și minus 3. 5 și minus 3. Eu am încercat să prezint un grafic și AC-ul să scriu ca AC, ca pe CB plus BA. Și AB să scriu ca pe BC plus CA. Să scriu în funcție de celelalte laturi. Dar de ce sunt de coordonatele? Nu? Ne dă o felă coordonatele. Dar ne dă coordonatele. Păi că să reprezintă un graf. Așa, să facem distanță de la... Hai să ne amintim cum să reprezentăm așa pentru început. Deci mă gândesc că n-ar mai fi cazul, dar hai, pentru că așa propui tu. Deci A, adică 2 și 1, da? Da. 2 și 1. A e 2 și 1. B de 6 și 4. B de 6. 2, 3, 4, 5, 6 și 4. 2, 3, 4. B de 6. Și 4. Și C-ul de cât? 5 minus 3. 5 și minus 3. 1, 2, 3. C-ul de 5 și minus 3. Și atunci, vectorul AB. Ce, 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 ce,
5 și 6. Și mai încolo. Așa. Ce eu, așa. Bun. Și acum revenim. Da. Face, deci e corect. Vectorul AB, cum se reprezintă, cum se, ce ai făcut cu vectorul AB, ce faci, cum le reprezinți? AB. Că zicea, de la A la B, nu? Da. AB, vectorul AB egal cu XB minus XA ori I, ori versul I, plus YB minus YA ori J. Reprezint cu ajutorul, reprezintăm vectorul cu ajutorul versorilor, direcțiilor de coordonate I și J. Da? Ăsta e pentru direcția X și lor și J-ul pentru axa Y ceva. Și e firesc, nu? Vectorul AB înseamnă ăsta plus ăsta. Înseamnă A1 plus A1B. Iar A1 înseamnă X-ului B minus X-ului A ori distanța asta, ori I, și Y-ul lui B minus Y-ul A ori J. Și am arătat în felul ăsta că formula de aici este corectă. Deci XB minus XA ori I plus YB minus YA ori J. Și egal cu XB 6 minus 2, da? 4 I, 4 I plus plus 3J. Plus 3J, da? Plus 3J. AB. Vectorul AC. AC egal cu YC minus Y, nu, X. XC, da? XC minus X A ori I plus YC minus Y, A, ori J. Și egal cu XC minus XA. 3I. X-ul lui C. 5 minus 2, deci 3I. Și minus 3, minus 1, nu? Minus 4. Minus 4J. Și acum, AB ori AC egal cu 4i plus 3j plus totul de mulțit 3i minus 4j. Și egal cu 4i ori 3i face 12i pătrat, da? Minus 4 i ori minus 4 vine minus 16. Minus 16 i ori j. Așa. De plus 9 i j. 9 i j. Și minus 12 j pătrat. 12 j pătrat. Și egal cu I pătrat cât este? I pătrat este 1. Este norma lor, I ori I, ori cosinusul unghiului între ele. Cos de 0 este 1. Da? Iar I ori J cât este? Este modulul lui I, ori modulul J, ori cosinusul unghiului dintre ele, fiind perpendiculare, versorii, cu 90 de grade este unghiul și cos 90 de grade este 0. Și atunci I ori J face, dispare. I ori J face 0, este 0 și dă rămâne 12 minus 12. Egal cu 0.
Ce am uitat aici? Reprezentarea unui vector cu ajutorul versorilor, da? Direcțiilor axelor de coordonate. Vectorul AB, vectorul AC. De aceea, dacă coordonatele am putut reprezenta, după aceea, înmulțirea celor doi înseamnă cu I și J jucăm. I pătrat și J pătrat face 1, iar I ori J face 0. Și cu asta ne zicem produsul scalar, pentru că ceea ce am obținut este un scalar, un număr. Da? De ce zicem produsul scalar? Faceți produsul scalar. L-am făcut. Mergem mai departe. Subiectul 2. În subiectul ăsta, care au fost lucrurile care ți-au dat de lucru? Care te-au pus la încercare? Uite-te încă o dată pe tot subiectul. Numărul termenilor raționali. Asta, dar și subiectul întâi. Subiectul întâi, acela care nu, cu F de 1 plus F de 2, am discutat larg. Da. Data trecută și ați văzut acolo, s-a oprit la F de 10. Îl puteai face, chiar muncind așa, spuneam data trecută, dar cu adevărat trebuia văzut pătratul perfect acolo și suma pătratelor perfecte acolo, da? Dacă numărul de termene s-ar fi oprit la F 100, spuneam, F de 100, n-aș fi stat. N-ai fi avut șansă să-l faci, adică de așa. Da. Să vedem S2-ul. Tot așa 6 subpuncte? Nu, 2. Subiectul 2. Da. E exact pe structură de fapt. S2-ul ăsta, câte puncte are? Două? Două, dacă am, da, tot 6. Că primul are 3, cred că? Are 3 subpuncte și al doilea tot 3. Așa. Da. Deci 1. Da. Se spune așa, că se consideră mulțimea M format din toate matricele cu 3 linii și 3 coloane. Deci fie M, M mare egal cu mulțimea tuturor matricilor de tipul 3 linii și 3 coloane care au toate elementele din mulțimea 1, 3, 5. Deci mulțimea tuturor matricilor 3 linii și 3 coloane A, 3. Da? Da. A3, 3, hai să zicem așa, pătratică, nu 3 linii, 3 coloane. Da. Care au tot elemente. Unde A, I, J, acelea, element. A, I, J. Așa. Unde A, I, J aparține mulțimii? 1, 3, 5. 1, 1, 3 și 5. Așa. La punctul A, spune așa, se calculează determinantul matricei A egală cu 5, 5, 5. Determinantul, da? Da, determinant. Deci matricei. Facem determinantul matricei, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 1, 3, 3, 3, 5. Deci 5, 5, 5, 3, 1, 3 da. Și 3, 3, 5. Să facem determinantul acestea, da? Da. Putem scoate pe 5 pe prima coloană. Da. Așa, și va fi 5 pe lângă 1, 1, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 5. Și egal cu 5 pe lângă 5. Eu aș face cu 0 ori. O iau pe asta de lucru. Deci 1, 3, 3, 0, minus 2, 0, 0, 0 și 2. Stai bine și coloana. Faci 5 ori, minus 4, minus 20. Da? Deci minus 20 este valoarea.
punctul B. Așa. Să se găsească două matrice PQ aparținului M. De să se determine PQ aparținul și matricilor de mai sus. Astfel încât rangul lui P egal cu 1. Rang lui P egal cu 1. Și rangul lui Q egal cu 2. Și rang lui Q egal cu 2. Ce înseamnă că rangul lui P e 1? Determinantul să fie diferit. Toți cei de ordin 2 și 3 sunt 0. Da. Și numai 1 este... Găsim un determinant de ordin 1 diferit de 0. Adică o linie și o singură coloană. Cum ar arăta pe orice la? Ai putea să se închipui? Că doar nu spune elementele sunt diferite. 3-3-3 sau 1-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